Am primit învățătura sănătoasă apostolică în Biserica Domnului din Petroșani și am înțeles că pentru a fi un creștin autentic, pentru a fi un ucenic cu adevărat al Domnului care trebuie să ducă misiunea aceasta, cuvântul mântuirii mai departe, trebuie să ai însoțirea Duhului Sfânt, trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt, trebuie să primești o putere deosebită și Domnul ne-a pregătit pentru aceasta, am citit mult din cuvânt, frați deosebiți s-au ocupat de noi și am înțeles că trebuie să stârim după aceasta, că trebuie să lăsăm anumite lucruri. Vedeți, noi am fost curățiți în sângele mielului, am fost născuți din nou, am încheiat legământ cu Domnul și totuși ne mai trebuia ceva. Și îmi puneam întrebarea, dar nu e de ajuns că am fost botezat, nu e de ajuns că m-am născut din nou, nu e de ajuns că am lăsat lumea, nu e de ajuns că m-am pocăit, nu, eu trebuie să am o putere. Și am citit aici în cuvânt și îl găsesc în Faptele Apostolilor și spune că Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și în versetul 8, și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și când veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și mi-aduc aminte cum împreună cu soția mergeam la marțele de rugăciune, la joia, la stăruințe care se făceau după Duhul Sfânt. Deci nu era selectiv, numai la unele programe. Mergeam, laud pe Domnul că ne-a prins cu Duhul Sfânt, ne cerceta și ne prelucra pentru lucrarea în care avea de gând Domnul să ne pună. Ne duceam cu mare drag la marțile de rugăciune, la joi, și dar mergeam și duminica, nu lipseam, dar în mod deosebit ne plăceau rugăciunile, marțea. Iubeam foarte mult rugăciunile și mi-aduc aminte la un moment dat cum frații, când nu eram încă pocăiți, mergeam ca și prieteni la marță de rugăciune, mergeam și aveam lucrări nefiind predați Domnului. Aveam lucrări mai ales în dreptul meu, iar cât despre tine, bărbatul, te voi folosi într-un mod deosebit, te voi trimite departe, te voi trimite prin cetăți. Și mă minunam, ce cetăți? Eu știam de orașe, de localități și curgeau apele de pe mine, în timp ce mă uitam împrejur la toți, toți erau uscați de pe mine, curgeau apele. Mă cerceta Duhul lui Dumnezeu. Apoi, mi-aduc aminte că am fost vizitați de o prorociță venind la noi acasă, s-a plecat pe genunchi și a dat drumul la o lucrare și a spus că vom fi folosiți de Dumnezeu într-o lucrare foarte mare. Și ne-am acomodat cu prorociile, cu vorbirea în limbi, auzeam, dar nu știam cum să ne vom manifesta și noi. Și am început să intrăm în stăruință după Duhul Sfânt. Era un grup de frați care se rugau într-un mod deosebit și erau cercetați de o putere. Nu puteam înțelege și mi se explica, acesta este Duhul Sfânt care pregătește inima de a primi Duhul Sfânt, pregătește sufletul pentru a intra într-o lucrare deosebită. Pentru că Domnul vrea să se folosească de noi, ucenicii Domnului, nu doar de unul și de altul. Am înțeles atunci că Domnul vrea să folosească toată biserica, nu vrea să aibă doar anumite persoane puse deoparte, ci vrea Domnul să-i folosească pe toți. Și am înțeles că Domnul vrea să ne folosească pe noi, dar nu ne poate folosi dacă nu primim plinătatea și botezul cu Duhul Sfânt. Și am început să stăruim după Duhul Sfânt, am fost botezați cu Duhul Sfânt și eu și Viorica. Viorica a avut o experiență deosebită. Viorica a avut o experiență deosebită. Și Viorica s-a speriat de unele manifestări pe care le aveau unii. Și au zis, Doamne, a zis așa ea, dacă ăsta e Duhul Sfânt, mie să nu mi-l dai, s-a speriat. Era unele manifestări, unele strigăte, unele... Da, nu lăsăm să ne spun. Da, și acum să spune ea cum, ce a spus Domnului, dar nu știa persoana, prorocul care, nu-i dau numele, dar care era cu noi acolo și a intrat și Viorica în stăruință, dar a zis, Doamne, dacă e așa, mie să nu mi-l dai. Și Domnul a știut taina aceasta și să povestească Viorica în continuare. Da, am văzut, mi s-a părut că Duhul Sfânt nu-i așa.
foarte agitați, strigau. La un moment dat, am zis asta, nu știu dacă e rugăciune, poate ar fi o isterie, ceva de felul ăsta, că nu așa trebuie să primim Duhul Sfânt, gândesc eu. Și atunci am zis, Doamne, eu mă duc și da, Ovidiu primise deja Duhul Sfânt de ieri, atunci în ziua când eu am primit, el a plecat la o evanghelizare în Vulcan, aproape de Petroșani, și a zis, tu astăzi primești, azi la ora așa să primești Duhul Sfânt când a plecat. Și am și simțit, fiind departe, e o distanță de câțiva kilometri Petroșani de Vulcan, am simțit că o primi Duhul Sfânt. Și atunci când am intrat, era multă lume acolo la stăruință, când am intrat, fratele care se ocupa cu stăruința, a zis așa, iar tu care ai spus că dacă așa e Duhul Sfânt, ție să nu ți-l dea, pentru că Duhul Sfânt e susur blând, acum vino și pune-te pe genunchi. Eu am spus asta. M-am pus pe genunchi la ora 5:10, eram pe genunchi, și m-am rugat și am plâns și am zis, de ce o trebuie să spun asta? Și cine i-a fi spus la omul ăsta că eu am zis așa? Și am plâns înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, iartă-mă că eu nu știu cine m-a fi auzit pe mine că am zis așa, că nu era nimeni acolo. Și atunci omul a zis așa, la ora 7:10, când aproape era terminată rugăciunea, a spus la două surori, deci am stat pe genunchi, am plâns, m-am rugat și la un moment dat parcă pluteam, parcă eram, deci am avut așa o părtășie divină, specială, care nu mai știam ce se petrece în jurul meu, dar știam ce văd, cum eram cuplate cu cerul. Și la 7:10 fratele a spus la două surori, ridicați-o de pe genunchi. Când m-a ridicat de pe genunchi, nu mi-a plăcut, pentru că îmi plăcea mai bine atmosfera în care mă găseam. Și atunci a zis așa, fratele, eu de 40 de ani, de când lucrez pentru stăruințe cu mulți frați, dar niciodată nu am auzit așa cum vorbește, cum a primit Duhul Sfânt fata asta, care atunci eram tânără. Și acum sunteți. Și mulțumesc. Și zice, de două ceasuri, una într-una vorbește în limbi, vorbește cu un susur blând, cum i-a cerut, și Dumnezeu așa i-a dat botezul cu Duhul Sfânt, cum a cerut ea. Atunci am fost bucuroasă, am venit acasă, am spus, da, o video e adevărat, am primit cu ajutorul Domnului, de atunci tot. Și noaptea și ziua mă rugam una într-una, deci ne ajută foarte mult ca să înțelegem că puterea Duhului Sfânt, dacă ne lipsește, nu avem putere de rugăciune. Mărise pe Domnul. Și am văzut diferența, Rodica. Când până n-am avut Duhul Sfânt, ne puneam pe genunchi și ne rugam și ne dureau genunchii și ne minunam de aia care aveau Duhul Sfânt și se rugau în limbi. Cum stau câte jumătate de oră pe cimentul ăla, fără perinuțe de desubt? Așa se rugau frații. Fără să se reze. Se teau efectiv cu mâinile ridicate și noi mai puteam de genunchi și spuneam, dar oare cât să mai roagă frații aceștia? Ai de mine. Ne văitam. Știi, oare, dar cât ei nu obosesc? După ce am fost botezați cu Duhul Sfânt, am primit o putere de rugăciune, putem prin harul Domnului să stăm câte ore pe genunchi și nu te mai obosești. Atunci am văzut ce asemnează să intervină Duhul Sfânt. Te rogi altcumva, percepi altcumva, înțelegi altcumva, vezi altcumva, iubești altcumva, rabzi altcumva. Toate le vezi clar și așa cum ți le arată Domnul. Ești total transformat. De aceea este nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Primești vise duhovnicești, auzi vocea Domnului altcumva, pricepi că ți-a vorbit Domnul chiar într-o împrejurare undeva, spui, aici mi-a vorbit Domnul. Dar asta nu că vrei tu să înțelegi treaba aceasta, ci îndemnul. Da, Duhul Domnului lucrează minunat și după ce am fost botezat cu Duhul Sfânt, am început să primesc cântări și mai multe, și mai multe. Și toarnă Domnul cântări și toarnă Domnul gânduri sfinte și în toi nopți îmi trimite Domnul cântări. Normal că Viorica nu putea să priceapă lucrul acesta. Spunea, măi, Dumnezeu este un Dumnezeu care are program. Acum trebuie să te culci. Viorica, dacă tu ai înțelege ce înseamnă că Domnul te cercetează noaptea, îmi trimite cântări, mă trezesc, mă duc la repertofon, înregistrez repede să nu pierd melodia. Și e minunat. Când primești Duhul Sfânt, efectiv, umpli de o putere și de o dragoste nu poți exprima. Și de o îndrăzneală de a
de a merge în lucrarea lui Dumnezeu și de a-i vedea pe oameni pierduți. Ții milă de oameni când ești plin de Duhul Sfânt. Până acolo, până n-am avut Duhul Sfânt și plinătatea și botezul, mă uitam la oamenii pierduți și îmi părea rău de ei doar atât și nu aveam puterea să mă apropii de ei. Dar de când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, mă apropii de ei. Stau de vorbă cu ei. Am îndrăzneală. Pot să sufăr dacă îmi răspunde ceva nepotrivit și mă ia la ceartă, Domnule, lasă-mă în pace cu pocăiții. Rapt! E o lucrare deosebită, lucrarea Duhului Sfânt. Pentru noi, într-adevăr, a fost nevoie de asta, pentru că dacă nu aveam această putere divină, nu puteam să parcurgem prin câte trecem și acum și prin câte am trecut. După ce am plecat ca misionar, deci după ce am venit în Cluj, atunci eu am lucrat puțin la Samariteanul, după care Dumnezeu a zis nu se duce singur în lucrare, am lăsat totul și am mers în lucrare cu el. Mergeam pe sate, mergeam în locuri unde nu e niciun pocăit. Mi s-a întâmplat asta. Ne-am dus într-o duminică între programe, într-o localitate și acolo ei, oamenii spunea că aici să nu intre picior de pocăit, niciodată să nu intre un pocăit aici. Într-o curte, Ovid a făcut o evanghelizare, cu adevărat că nu era acolo pocăiți. Și acolo am primit bătaie, dacă nu aveam Duhul Sfânt, unde m-a bătut un curator de la biserică de acolo. După ce m-a bătut, au intervenit alții care stăteau pe bancă acolo în stradă și s-a luat de el, de ce oamenii ăștia de bună credință au venit în satul nostru și de ce o bați pe femeia asta. Eram cu bluza ruptă, eram așa trasă, eram cu sânge pe mine. M-am dus undeva lângă o fântână, m-am spălat. Mi-am pus din nou baticul, mi-am luat un blazer să acopăr și m-am dus în curtea unde Ovidiu era, făcea evanghelizare. Că de aceea m-a bătut, pentru că acest om a vrut să intre în curte, să-l bată pe Ovidiu și să-l alunge din comună. Și eu am ieșit în calea lui, pentru că așa m-a îndemnat Duhul Sfânt. Ei, dacă n-avea botezul cu Duhul Sfânt, mă scuz că am intervenit, ea nu ieșea afară în curte. Vedeți ce însemnează? Botez cu Duhul Sfânt, plinătatea cu Duhul Sfânt. Ea era în curte și se ruga pentru mine. Ea se roagă totdeauna pentru lucrare. Mă rog și eu, ea se roagă într-un mod special. Și în timp ce stătea în curte, i-a vorbit o voce. Acum ești afară din du-te uliță. Stradă. Du-te în stradă. Afară. Acum ești. Și s-a uitat Viorica împrejurul ei să vadă cine vorbește. O voce de bărbat. Și nu vreau să asculte. Normal că te uiți ciudat că ce se întâmplă. Până te acomodezi. Și încă o dată i-a vorbit Domnul, acum ieși în stradă. Și-a simțit ca un curent, ca un vânt, ca o putere. Și când a ieșit afară, erau porți de acelea mari, înalte, cum se fac prin părțile Ardealului, în partea Bistriței, de acolo. Și afară venea omul acesta către noi să intre în curte cu o rangă. Ei, dacă nu avea legătură cu Duhul lui Dumnezeu, omul acela venea înăuntru și așa Duhul Domnului a înștiințat-o, a ascultat de glasul Domnului, a ieșit afară, a primit ea ca să nu primim noi. Și atunci Domnul i-a întărit inima prin Duhul Sfânt să poată suferi, să poată răbda ceea ce a făcut omul acela asupra trupului ei și nu numai, pentru că și Duhul ți-e rănit și sufletul și s-au predat multe suflete. Ce din stradă, și când mi-a zis să dau în judecată, nu dau în judecată, dar te-a bătut, uite, ești bătută, ești ruptă, nu dau în judecată, eu o să mă rog pentru omul acesta, dar eu îți fac actele, a spus o vecină de acolo, numai tu să semnezi, să nu dau în judecată. I-am lăsat pe ei certându-se acolo, m-am dus la un valău de la o fântână, m-am spălat, m-am dus în curte unde era o vidă și când am văzut că așa de mulți ortodoxi s-au predat Domnului, am uitat de bătaie, nici nu i-am zis nimic la Ovidiu. Nu mi-a spus nimic. Nu, că de acolo mergeam la o altă lucrare. Aveam o altă evanghelizare și aici tot Duhul Sfânt, mărit să fie Domnul, cum intervine Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este înțelepciune. Dacă îmi spunea, uite ce am pățit Ovidiu, îmi stingea Duhul. Și Biblia spune, nu stingeți Duhul. Vezi, înțelepciune de la Domnul. O tăcut din gură, a răbdat, nu mi-a spus nimic. Cei drept, când am plecat de acolo, atât a putut să-mi spună Viorica, Ovidiu, repede dă drumul la mașină și fugi, pleacă. Eu n-am știut de ce. Și când mă uit pe geam, văd o persoană cu o rangă cum vine către mine. Era aceeași persoană care a bătut-o pe Viorica.
Am dat geamul jos la mașină și atâta mi-aduc aminte, te-am zis, Domnul Dumnezeu să te binecuvânteze, zâmbind, i-am spus, cu pace, cu bucurie, și am plecat. Se termină și evanghelizarea următoare și numai după evanghelizarea următoare, iară Duhul Dumnezeu a lucrat minunat, s-o predea suflete și acasă mi-a zis, toată povestea care ați auzit-o, o vindule, ce mă doare capul, dacă tu ai ști ce am... Ce, Viorica? Că doar am văzut că e happy peste tot, e bucuroasă, că ne-am bucurat. Și că l-ai văzut tu pe omul acela care a venit atunci când s-a spus, dă-i drumul repede la mână. Da. Și mi-a spus povestea. El m-a bătut. Ai, nu spune. Și mi-a povestit toată povestea prin ce a trecut și zice, cred că nu știu ce, și cu spatele, că nu mai pot de durere. Și când și-a dat hainele de pe spate, de pe ea, pe spate, dragii mei, draga mea, Rodica, era vânătă de sus și până jos, vânătă. Și acum trebuia să o încurajez, pentru că așa ne învață cuvântul, zice, mângâiați-vă unii pe alții și sfătuiți-vă și încurajați-vă. Și Duhul Sfânt m-a folosit să-i zic, auzi, Dorica, dă slavă lui Dumnezeu, că fratele nostru apostol Pavel a fost mai vânăt ca tine și ne-am bucurat. Și ea să știi că s-a bucurat pentru că a trecut prin lucrul acesta. Da, acolo s-a deschis biserica, acum slavă chiar sunt mulți acolo. Slavă și când ne aducem prin apropiere, tot spune biserica care e pe bătaie. Slavă Tatălui din cer. A fost totuși un efort să puteți să-l iertați pe omul acela și mă gândesc că nu a fost singurul, că pe parcurs v-ați mai întâlnit. Da. Chiar am gând, intenționez și intenționăm să-l căutăm, să-l vizităm. Au trecut mulți ani de atunci. Posibil să-l găsim cu viață și să-i ducem cuvânt, să-i spunem, uite, noi suntem aceia prin care am trecut atunci și să-i ducem vestea bună, să-i spunem că Dumnezeu îl iubește și îl așteaptă și pe el să vină la mântuire.